Dragii mei, bun găsit la un videoclip mai altfel. La un moment dat, pe pagina de comunitate, v-am întrebat ce altfel de subiecte ați vrea să mai vedeți pe canal, ce v-ar ajuta să vedeți din viața sau din experiența mea în bucătărie. Și cele mai votate subiecte au fost turul bucătăriei și cumpărături alimentare, pe locul 3, ce mănânc într-o zi. Vă promit că urmează și turul bucătăriei, dar cum ieri a fost zi de aprovizionare la noi și am mers la cumpărături, o să încep cu subiectul acesta. Vreau să vă spun de la început, probabil că unii dintre voi deja știți, YouTube are o politică foarte fermă referitoare la videoclipurile sponsorizate, adică la cele plătite. Acesta nu este un videoclip sponsorizat, atunci când va fi cazul, dacă va fi cazul vreodată, o să vedeți undeva la începutul videoclipului, sus în dreapta sau în stânga, că nu-s lămurită exact, o să vedeți acolo un banner și va scrie include promovare. De data asta nu e cazul, pur și simplu am fost la cumpărături la Selgros, acolo am fost, acolo am filmat. Haideți să vă arăt ce am cumpărat și o să încep cu produsele pe care trebuie să le bag la frigider sau la congelator. Primul este un iepure. Aveam pe listă iepure proaspăt, nu era proaspăt, l-am găsit congelat și cum oricum nu aveam de gând să-l gătesc a doua zi, chiar a fost mai bine că l-am găsit congelat. Așa că dacă vreți iepure, căutați și la frigiderele cu cărnuri proaspete, căutați și la congelatoare, s-ar putea să fie acolo. E micuț, are aproape 1 kg. Ce vreau să fac cu el? Vreau să fac o tocană cu multe legume. Și mă gândesc, nu știu dacă e chiar o idee bună, o să mai buget la asta, aș vrea să fac tocana aceea în oala de lut, cea în care fierb sarmalele. Cred că vă țin la curent cu subiectul, o să vă povestesc cum a ieșit tocana. Ce mai avem de băgat la frigider? Preferatele soțului meu, motivul pentru care insistă să mergem la Selgros, sunt produsele din carne fabricate de ei acolo. Eu nu prea mănânc preparate din carne, dar firește că am gustat. Mușchiul țigănesc îmi place și mie, este foarte bun. Nu e atât de sărat, atât de picant, atât de încărcat de condimente și de mirosuri cum sunt alte produse. E destul de simplu la gust și destul de plăcut. Cred că e o alegere bună. Noi, de altfel, pentru preparate din carne nu avem decât două magazine, ori cumpărăm de la Selgros, ori cumpărăm din piață, de la un magazin cu produse de la Bucovineni. Și acelea sunt la fel, mai puțin condimentate, mai puțin sărate, ne place gustul. Da, așa că asta am cumpărat. Am mai cumpărat soțul și deja i-a desfăcut crempuști, tot așa sunt produși la Selgros. Ouă. Nu știu voi ce fel de ouă cumpărați, în afara doamnelor care știu că au găinuși în curte și nu e cazul. Eu de obicei mă uit să fie măcar găini crescute la sol sau mai scrie pe unele cutii, de exemplu pe aceasta, cu acces în aer liber. Ceea ce poate fi un fel de păcăleală, așa, adică au acces, dar nu știu dacă chiar le dau drumul în aer liber, doar că au o ușă acolo pe unde ar putea avea acces în aer liber, dar mă îndoiesc că la vremea asta cineva scoate găinile afară. Mă mai uit la mărime să fie M sau L, nu cumpăr extremele, nici cele mai mici ouă, nici cele mai mari, pentru că cel puțin la prăjituri îmi dau rețetele peste cap și nu vreau să stau să cântăresc și ouăle. Mi-e mai ușor să lucrez dacă știu că ouul e de mărime medie. Da, unt. Untul, după cum știți, s-a scumpit mai ceva ca aurul. Chiar m-a întrebat cineva în comentarii ce fel de unt cumpăr. Cumpăr unt cu 82% grăsime și pe care îl găsesc la ofertă sau mai ieftin dintre mărcile cunoscute. Dacă găsesc unt la ofertă și chiar are un preț omenesc, pentru că nici ofertele nu au toate prețurile de ofertă, atunci cumpăr 2-3 pachete și le păstrez în congelator, se păstrează foarte bine, merg de minune în prăjituri, la piure, la orice doriți să faceți cu el. De data asta am luat un singur pachet, este un unt produs în Ungaria, are 82% grăsime, l-am mai folosit, l-am mai cumpărat. E ok și pentru că mai am în congelator, am luat doar un pachet pe care să-l folosesc acum. Iaurt grecesc, nu mănânc decât eu și am luat doar două cutiuțe. Și cred că cam asta ar fi la capitolul produse proaspete. Și am mai luat
roșii, o caserolă de roșii cherry și un castravete Fabio. Am luat foi de lasagna pentru că vreau să fac lasagna, am niște sos bolognese în congelator păstrat special pentru lasagna. După ce am ajuns acasă, așa, mă gândeam că nu era mare lucru să fac eu foile de lasagna din aluat de tăieței cu ou. Nu e mare filozofie, dar atunci, pe moment, am cumpărat-o. Pișcoturi. Vreau să fac un tiramisu cu lămâie. Am o pungă cu lămâi bio în frigider care mă așteaptă. Lămâile bio sunt minunate, putem să folosim coaja fără probleme, dar nefiind stropite, se strică cam repede și deja plăsuța mea cu lămâi bio mă așteaptă de câteva zile și nu vreau să le pierd, așa că trebuie să mă mobilizez să fac ceva cu ele și voi face un tiramisu. De fapt, crema de la acest tiramisu cu lămâie va fi cu ouă fierte, cu amidon, cu mascarpone și cu frișcă, așa că am luat și două pliculețe de amidon. Am luat rom pentru prăjituri, este rom adevărat, e cam scumpuț, dar o sticlă din asta mă ține, cred că, mai bine de un an de zile. Eu îl folosesc la prăjituri pentru că noi nu mai avem copilași micuți în familie și atunci nu se ferește nimeni de un pic de alcool. Aroma lui este inegalabilă, nu se poate compara nici pe departe cu esența de rom din magazin, dar am cumpărat și o esență de rom. Am cumpărat-o pentru că sâmbătă trebuie să fac o colivă și, apropo de asta, am cumpărat și arpacaș. Iar la colivă nu pun rom cu alcool în el, așa că pentru colivă am cumpărat esență de rom, mai pun vanilie, scorțișoare și ce mai pun eu acolo. Rețeta de colivă o aveți și voi pe canal, o să vă las aici un link sus cu toate explicațiile necesare. Cine n-a făcut colivă niciodată în viața lui găsește acolo toate informațiile. Tot pentru colivă, ca să pun deasupra, am cumpărat cei mai simpli, ieftini biscuiți, un pachet mic pentru că nu îl folosesc la altceva, iar pentru crucea de pe colivă n-am găsit, vreau niște bomboane de ciocolată, dar să fie rotunde ca să iasă crucea frumoasă, mă rog, n-am găsit ce căutam, am luat niște jeleuri din acestea și mai am eu niște bombonele colorate, o să iasă simplă și frumoasă. Și tot cu rom, mă întorc la el, mai am niște planuri, poate că dacă nu le aveam, nu mă înduram să dau atâția bani pe sticla asta de rom. Am cumpărat, cred, înainte de Crăciun, o formă din aceasta de copt. Este ca o formă de savarină mai mare. Și mă bate gândul să fac un tort savarină cu blat din pesmet. Blatul îl fac în forma asta, îl răstorn, va veni așa, și vreau să-l tai în 3 straturi. Să îl însiropez foarte, foarte bine și pentru asta îmi trebuie aroma adevărat și pentru o aromă care să îmi placă. Frișcă între straturi și pur și simplu un gem roșu deasupra, adică să fie exact savarină, doar că să fie mare. Îmi imaginez că ar arăta drăguț blatul de forma asta tăiat în 3. Vedem ce iese, vă țin la curent și cu experimentul acesta. Ce am mai cumpărat? Măslinele mele preferate, singurele măsline care cred că îmi plac și le folosesc chiar și atunci când n-ar fi cazul să le folosesc, adică atunci când rețeta ar cere, de exemplu, măsline fără sâmburi. În salate, unde toată lumea pune măsline feliate fără sâmburi, eu pun măsline întregi pentru că mie astea îmi plac. Este un producător din Grecia și de la aceeași firmă, de la Farmat. Sunt mai multe tipuri de măsline, sunt și negre, sunt și verzi. Poate le încercați, dacă vreți să mergeți pe mâna mea, astea sunt cele mai bune. Am mai luat o cutie de năut pentru un humus într-o dimineață de post. Am mai luat o pungă de zahăr pudră pentru că se golise borcanul. Am mai luat punga asta de fidea pentru ciorbele de post. Eu fac tăieței de casă, dar îi fac cu ou, așa că pentru ciorbele de post, când vreau să pun fidea, pun fidea cumpărată. O pungă de zahăr, cel mai ieftin de pe raft, ăsta era, și o pungă de făină, mi s-a părut foarte scumpă făina la Selgros, am luat marca lor, era cea mai ieftină, e făină de patiserie, mă rog, nu am să fac cozonaci cu ea, dar la o prăjitură simplă, la clătite sau ceva de genul ăsta merge. Am mai luat o cutie de cacao neagră, e nemțesc brandul, dar cacaoa e olandeză. Am luat-o pentru că are conținut de grăsime 20-22%.
nu vă lăsați păcăliți de brandurile alea care scriu cacao cu conținut redus de grăsimi, ca și când dintr-o linguriță de cacao într-o tavă de prăjitură s-ar îngrășa cineva. Am mai luat drojdie uscată, eu pe asta o folosesc mereu la orice. Îmi place pentru că pot să o păstrez în casă până îmi vine o idee ce să fac cu ea. Pentru că mie când îmi vin ideile, nu pot să mă îmbrac în momentul ăla să plec să iau drojdie proaspătă și nici să cumpăr drojdie proaspătă să o țin în congelator. Mi se pare un nonsens, mai bine cumpăr piculețe de drojdie uscată. Am mai luat zahăr vanilat bourbon, este singurul pe care îl folosesc. E scump, e foarte scump de fapt, dar este singurul produs care are păstaie de vanilie măcinată și aromă de vanilie autentică. Restul, pe cât sunt de ieftine, pe atât sunt de sintetice și mie nu, pur și simplu nu-mi place aroma de zahăr vanilinat. Prefer să nu pun nimic sau să pun coajă de lămâie sau nu știu, dacă nu am, n-aș pune nimic, dar nu zahăr vanilinat. Mai am aici ceapă, care nu cred că interesează pe nimeni, și usturoi, care nu știu dacă pe voi vă interesează, dar pe mine mă interesează foarte tare. Eu adaug mult usturoi în mâncare, probabil că ați remarcat, dar cu plăsuța asta de usturoi, de fapt, am luat-o cu gândul la o supă cremă de usturoi. Este o supă cremă de post. Nu știu dacă ați mâncat vreodată, este superbă, e fină, e mătăsoasă. Nu are deloc aromă de muștei, dimpotrivă, nu știu, usturoiul ăla fiert se transformă în ceva fabulos, e foarte, foarte bună. Eu m-am îndrăgostit de ea când am comandat-o de curiozitate la un restaurant, am comandat-o și am crezut că, nu știu, trebuie să mestec mentă după ce mă ridic de la masă, n-a fost deloc așa. Mi-a plăcut tare mult, am venit acasă și am încercat să reproduc supa de la restaurant. Există supă cremă de usturoi care se face și cu smântână, e și mai mătăsoasă și mai catifelată, dar eu o păstrez ca pe o supă de post, o fac doar în zilele de post sau în posturile mari. Dacă vă interesează rețeta, dacă nu sună prea ciudat, spuneți-mi și o filmez când o fac ca să o vedeți și voi. Și am mai cumpărat trei produse care nu sunt alimentare, ca să zic așa. Mi-am luat un set de poșuri, îmi trebuiau niște poșuri mai micuțe, pentru că eu am poșuri din silicon, dar sunt foarte mari și nu întotdeauna am cu ce să le umplu. Poate că odată am nevoie doar de, nu știu, de pus un pic de gem peste niște porsecuri sau... Și atunci am cumpărat un set de poșuri așa. Sunt din plastic tare, au zip aici, se sigilează, deci nu trebuie să le mai pun clămiță din aceea dacă vreau să umplu poșul și să-l mai păstrez la frigider, să zicem, până decorez ceva cu crema respectivă. Da, mi-au plăcut, au mărimea potrivită pentru ce îmi trebuie mie. O rolă de prosoape care la mine stă acolo lângă chiuvetă și niciodată nu sunt prea multe, nu știu cât ar fi de mare rola, la noi tot se termină repede. Și am mai căutat un platou, voiam un platou alb, dreptunghiular sau pătrat, simplu, simplu de tot și mă rog. Ăsta e, probabil că în el voi face tiramisu cu lămâie, cred. Dragii mei, astea au fost cumpărăturile. La unele din ele la care mi s-a părut interesant, o să vă las prețul pe ecran. Oricum, prețurile diferă de la o zi la alta și de la un magazin la altul și de la un oraș la altul, așa că nu știu cât sunt de relevante. Ăsta e primul videoclip de genul acesta. Spuneți-mi dacă v-a plăcut, dacă a fost interesant, dacă vă ajută cu ceva și dacă să mai fac și altă dată sau să mă opresc aici. Dragii mei, asta a fost pentru astăzi. Ne revedem curând cu o rețetă simplă și bună. Numai bine!